Practicarea sportului ar trebui să constituie o preocupare importantă a comunității. Nu putem avea un viitor bun dacă va crește incidența bolilor cardiovasculare, dar nu e suficient să identificăm astfel de probleme. E nevoie să construim programe viabile și să facem propuneri fezabile. Pentru a practica sportul, e nevoie de infrastructură dedicată. Printre proiectele pe care vi le propun pentru Sibiu se află construcția unui bazin olimpic de not și construcția a două bazine didactice de not. Bazinul olimpic va fi construit pe o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați și va cuprinde bazine de not și sărituri, bazin de antrenament, bazin de inițiere, bazin de recuperare, saune, săli de forță, săli metodice, cabinet medical, sală de conferințe, zonă de relaxare și o parcare supraterană de 300 de locuri. Bazinele didactice de not vor fi construite pe câte o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați și vor avea integrate câte un cabinet medical, zone de relaxare, saune și parcări. Prin proiecte de acest fel, Sibiul poate găzdui competiții de nivel național sau internațional, iar investițiile făcute vor deveni niște active ale Sibiului și vor contribui la scăderea incidenței unor afecțiuni fizice și psihice în rândul tinerilor și copiilor. Este orașul nostru, viitorul nostru.